Cartoful rămâne rege pe mesele românilor, iar producția de anul acesta se anunță una bună. Pe piață au apărut deja cartofii timpurii, foarte gustoși, dar și mai scumpi, cu cel puțin un leu față de anul trecut. Statisticile arată faptul că românii gătesc în medie cam 93 de kilograme pe an. Ne depășesc polonezii și letonii care bat suta. Cartoful este de bază cea mai ieftină și cea mai importantă mâncare pentru oricine, fie pensionar, copil. La ora prânzului în fața restaurantelor din oraș se face coadă, iar oricare ar fi alegerea, parcă totul merge cu deja cunoscuții cartofi prăjiți. Cea mai recentă analiză Institutului Național de Statistică arată faptul că apetitul pentru cartofi al românilor crește cu un kilogram de la un an la altul. Dacă în 2019 consumul mediu s-a ridicat la 92,2 kg, în 2020 a ajuns la 93,4 kg de cartofi, conform știrile protv.ro. Dar cum putem prepara cei mai buni cartofi prăjiți? Curăță cartofii, spală-i și taie după gustul tău, însă oricum îi ai tăia, încearcă să-i faci gali. Lasă-i minim o oră în apă rece la înmuiat, mai ales dacă îi simți făinoși. Această etapă elimină o parte din amidon. Cu cât mai puțin amidon rămâne în cartofi, cu atât vor fi mai crocanți. Usucă-i foarte bine între șervete de hârtie și pune uleiul la încins la foc mediu. Prăjește-i în mai multe serii, mai ales dacă folosești un recipient de dimensiuni mici. În caz contrar, când pui mulți cartofi în puțin ulei, temperatura acestuia va scădea, nu vei avea loc să întorci cartofii și vei obține un piure prăjit de loc aspectuos. Prăjește cartofii circa 6-7 minute la foc mediu până devin foarte puțin aurii. scoate pe șervețele de hârtie absorbante, apoi continuă cu următoarele serii procedând la fel. După ce ai terminat cu toți, dă focul mare și încinge uleiul mai tare decât inițial. Prăjește din nou cartofii în serii câte 1-2 minute până când se rumenesc uniform. Scoate-i, sărează-i și servește imediat conform rețetepractice.ro